Na, salutare ca și bine ați venit la un nou episod, așa cum ne-am obișnuit și cum o să facem continuare. Acum am ajuns într-o altă locație care... Stai să dau un pic mai încet că n-am mai ascultat muzica mai înaltă. Bă, asta o să fie oricum un videoclip mai detaliat, chestii de genul, adică mai detaliat, mai cu povești, cum știți că ne place nouă. Deci a murit cineva înainte de apocalipsa zombie, îmi pare rău pentru el, dar nu știu cine Dumnezeu meu ar face pe aici o... De, în fine, asta e. Ce mai întâmplă? Hai să luăm un pic la 11 metri, am cam murit, am cam alea, alea. M-am dus la bază, mi-am pus armele, mi le-am setat acolo, mi le-am... Da, înțelegeți voi. Bă, hai să fie sâmbătă și duminică să facem live stream. În săptămâna asta nu-s liber, numai de weekend mai ies, deci, na, asta e, cred că puteți să înțelegeți că n-am fără live-uri, fără în alta, și de-aia am apelat la episoade, că, na, vă dați seama, ca să știți de la mine, mamă, geantă pentru copii, de-aia de copii. Mamă. Bă, dar mor, mă. Așa. I-am luat mai multe chestii de la el. Mi-e mai simplu să fac episoade, că după aia, na, vedeți, să mă stăm, ne odihnim în alta, deci... E mai ok, oricum. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe și... Vă invit călduros să ne uităm împreună la episoade, la un alta, oricum, depinde. Eu când nu-l postez, cam lucrez în momentul ăla, deci asta e, n-am ce să fac altceva. Oricum, după ce terminăm aici seria, o să mai facem o mică schemă, după o să stăm și o să filmăm altă serie pe canal. O să vedeți, stați aproape, deci nu uitați că, na. Bine că noi tot timpul să filmăm, deci asta e. Așa că, na, cum am zis, nu uitați, să fiți aproape. Bă, ce vreau să povestesc, oricum a fost acum o săptămână un pic mai nebună. Mai nebună, ținând cont că, bă, sunt mulți care adorm. Ca să mă înțelege să nu se ridic cu gura sau așa mai departe. Multe persoane care adorm și acolo și atunci cineva trebuie să ieși și locuiască, mă înțelegi? Cine pune pe noi și așa mai departe, că haide că nu știu cum, că o să fie bine, că hai mută-te în partea cealaltă, că happy du-te acolo, că... Tot felul de chestii de genul, vă dați seama că... Nu, asta e, n-am ce să fac. Dar, oricum, așteptăm să terminăm sau în alta, iar vine weekendul. Și după aia, săptămâna cealaltă, da, săptămâna cealaltă o să fim liber luni și luni, sâmbătă și luni. Deci atunci o să fie mai multe zile în care o să putem face live-uri și chestii de genul, știi? Mai stăm la poveste, mai... Deci, da, credeți-mă că... Oricum nu o să fac live-uri mai mult de... Între 24 ore pe zi... Deci, depinde de chef. Oricum, acum, ce vreau să vă zic, o să revină seria și de Minecraft. De multe ori când, înainte să mă duc la muncă, dar și mă uit acolo la, nu știu, e cel mai vizualizat pe YouTube-ul din lume, Ashot Speed-ul, care se roacă Minecraft Hardcore. Vreau să mă joc și eu. Oricum, îl avem. Continuăm oricum seria. Am oprit-o la un moment dat, cred că dacă v-ați uitat la episoade știți de ce am oprit-o. Oricum nu prea m-am înțeles cu poștea moderator, mai mult a fost moderator cam pe degeaba, aia vechi, cam care au fost la început, știi? Da, știți foarte mulți poveștile care au fost de fapt. Și atunci am oprit toată seria, am oprit și faza cu serverul, am oprit mai multe chestii, mă rog. Din scripter numai cu... I-am zis, bă, zi-mi că dacă ai nevoie de bani, pe da,
El băiatul nu mai vrut și asta e. Și atunci, vă dați seama că amul le facem, o să le facem noi. Oricum am mai încercat și deja am învățat să și scutez un pic acolo la Minecraft. Și da, serverul de Minecraft e posibil să continue. De data asta să fie cu totul, deci cu totul, cu tot ce ține de Betru, ce mai există, cam nu-mi stă capul, că nu, cum e s-o obosit așa. Nu mai am stă cap acum, știi, și atunci, na, o să le facem cam cu toate. Așa măcar știu că le fac o dată, bine, și după aia nu mai am nicio treabă. Poate un pic am târziu, din nou, mă repet, faza cu serverele. Da, nu, n-am ce să fac. Că dacă era în timpul pandemiei, ți-ar fi ținut, era mai ok. Da, nu. Asta e, asta s-a putut pe atunci și atâta s-a făcut, îți dai seama că nu poți să obligi omul dacă el nu mai vrea, știi? Nu, și... Bă, am foarte multe chestii, ce... Vreau, gândiți-vă că... Asta vreau să zic către voi, bă, aveți mare grijă, bă, dacă mergeți noaptea pe undeva, mă înțelegi că... Noaptea e noapte până la urmă și, uite, aici în Germania se întâmplă foarte multe chestii în noaptea. Ce vă dați seama că de foarte multe ori mă duc, iau busul sau mă duc cu mașina, dar de foarte multe ori iau busul, că nu, mă duc cu colegii în altă, știi? Mai caterin copii și, bă, tot felul de oameni, tot, n-ai treabă. Nu că n-ai, ești cu mai mulți și așa, un exemplu, e mai ok față decât ar fi să mergi de unul singur, știi? Da, tot timpul, na, intre, bă, că n-aveți liber, că se de ce nu, mă, m-am și uitat de unde am venit. În jur. Hai să luăm pe aici. Și... Lasă-mă, că n-am dimineață, că ne rog acasă, mănânc, alala, mă culc rapid și salut, doamne iartă-mă. Pregătit pentru următoarea zi. Mulți mă întreabă, că bă, cum poți să reușești să faci treburile astea? Păi, uite, e simplu. Pe la 11 pe ora Germaniei, să nu încurcăm, pe la 11 pe ora Germaniei, acolo mai aici direct. Mă duc, mă culc, până la 2-3, undeva cam pe acolo. După aia mă duc, stau până la 8. Deci să calculăm, undeva la 4 ore cam așa dorm când vin. Și de până la 7 dorm înainte, când mă duc. Na, de la 7-8 deja eu mă culc. Bă, și mare grijă. Pentru ăștia care abia de face 18 ani și vă băgați la muncă și spuneți că bă, vreți bani, vreți bani, ca să știți. Ca să avansați, ascultați la mine. Vă dau eu un sfat, așa cum vă dă Happy. Credeți-mă, fără muncă, nu poți ajunge prea multe ori. Cel mai bine mergi la muncă, ai venit după aia acasă. Că asta e tu din ești pentru următoarea zi. Continui treaba asta timp de un an, doi și după aia banii pe care îi primei, na, clar, investește în alte chestii, știi? Deci, nu. Ai altă mâncare de pește, cum ar fi, știi? Da, pregătiți-vă. De schimbul de noapte nu pentru toată lumea, de ce? Am la muncă un coleg. Deci fii atent. Deci la sărac, eu destul de slab băiatul. Și până că e slab, face cea mai mare prostie, bagă ciocolată noaptea. I-am explicat, băi, nu-mi băga ciocolată, bagă sandwich. Sandwich. Da, mă, Happy, dar nu prea pot tot timpul numai sandwich. Atunci, ok, nu poți toată ziua numai sandwich. Dar atunci te duci frumos la magazin și te uiți. Nu, ce mănâncă masă? Sau să faci un plan pe săptămână. Majoritatea persoanelor au un plan. Ce mănâncă acum? Păi alea. Mă înțelegi? Simplu. Nu ciocolată, cola. Deci efectiv îi dă, ascultați la mine, îi dă sânge pe nas. Ca să știți de la mine. Îi dă sânge pe nas. De treaba asta nu e ok. Te-am zis, băi, pe ori te oprești, ori o să cam leșin.
Deci, te duci încetul, dar sigur. Pentru că deja sângele de pe nas trebuie la nu să fie. Multe ori stă lucrează, se uită la mine dacă mă vede și începe să plângă. Pe am zis, bro, du-te la un medic. Eu înțeleg că nu, e slab, slab. Du-te la vitamine, du-te, întreabă pe ăștia de la sală, că sunt foarte mulți care au făcut sală sau fac sală și au fost tot așa slabi, foarte slab. De realic se vede coastele, de nebun. Dacă eu mă mir că de ce de sângele pe nas. Și nu se drogează, nu bea alcool, nu... Bă, nu știu, e... Bă, aveți grijă de voi cu aia. Pentru că... Eu înțeleg, na, e viața cu măi, pastre, dar... Bro, mâncare pe primul loc. Cel mai multe proteine, vitamine și așa mai departe le iei din mâncare, bro. Nu e pastile, nu e creatine, proteine, whatever, injecții și ce mai există. Să zici că bă, că te ajută, că bă, că ce, da, ok, poate te ajută într-o parte, dar în cealaltă parte te distruge simplu. Asta e. N-ai ce să faci, înțelegi? Și atunci o să stai și o să spui că bă, uite că bine a zis grasul ăla când îmi povestea și așa mai departe. Ei, vă dați seama că nu prea aș vrea să-mi pus gura pe degeaba, de-aia puteau și postez videoclipurile, că na, să vă uitați, să chestii de genul. Că nu știu niciodată când o să ajung la vorbele mele și o să spui, bă, uite-ne mă, da mă, ăla a avut dreptate, știi? Așa cum o pui, el are dreptate. Bă, nu o poveste de prost, adică de prost. Ca să aflu, să spun că, bă, videoclipul una... rapid s-au făcut și așa mai departe, știi? Nu am treabă. Poate că dacă vrei mă ascult, dacă nu, pentru mine tot e la fel de ok. Ca să o spun, știi? Eu fac videoclipuri, mă distrez, mă mai povestesc, mai... chestii de genul. Eu oricum tot timpul pe aici o să fiu, pentru că... cum am zis, cât voi trei aici o să fie și canalul, eu o să fac și live-uri tot timpul, deci... mie oricum îmi place ceea ce fac, gândiți-vă că asta e, da, eu vreau să fiu un pic mai sus, da, asta nu a prin ajutorul vostru, aș putea, și mă repet zilnic, nu uitați butonul de like și subscribe, că mă ajută mult, am n-am mai făcut nicio pe TikTok de foarte, foarte mult timp live-uri, sunt conștient de treaba asta, dar, na, înainte făceam, poate pe undeva pe sâmbătă, cred că aș face, n-am nicio idee, sincer. O să stau și o să mă uit cum stau cu timpul. Că am prins treaba aia, că fac acum și pe YouTube, și pe Twitch, live stream, deci le-am prins pe fazele alea și atunci le fac pe amândouă, știi? Da, vă dați seama că alea rămân salvate, ca episoade, la videoclipuri, la alea, vă puteți uita din nou. Și eu tot timpul stau și mă uit în... mănânc, e imposibil ca eu să nu mă uit la videoclipele mele, știi? Nu, așa, să zic, băi, aveți mare grijă de voi, adică... și dacă ești slab, slab și vrei să faci ceva să ăsta, du-te, frate, vorbește cu unul de la sală, că sigur o să găsești. Poate nu azi, poate nu mâine. Dar timp o să-l fac ca să-l găsești și pe ăla care a fost la un moment, dacă și tine, și acum apare niște brațe mai mare decât corpul meu, ca idee. Aici, sau jumătate de corpul meu. Și vitamine. Legume fierte, care fără pâine, desigur, pot să merg să bag de foarte multe ori, mă duc în ferm niște legume și mi le pun ori la muncă, ori mănânc înainte. Așa, morcov, un pic de ceva. Le fierbi, pui apă, așa, napuri, mă rog, le fierbi și gata. Dacă mai ai nevoie de ceva, mai faci o salată, mai pui bine carne, pierd de pui în el și... da, tot, n-ai treabă. Ești nebun? După aia, asta e. Și, cum am zis, pe lângă treaba asta, trebuie și un pic de sport. Nu băgați Red Bull, nu băgați alea, că cel mai bine e cafea. Dacă vreți, cafea, tată. E belșug. Bine, glumesc. Nici aia nu-i... tare bună, foarte mult, deci vă dați seama.
Atunci, la un moment dat, oricum o să zică inima, bă, stop un pic, știi? Deci, totuși. Așa că nu e ok nici dacă m-aș foarte multă. Eu, ca să știți, de la mine, pe undeva la 12 noapte beau cafea. Pe următoare cafea e la 5 dimineața, când iau pauză. Cam pe atunci. Dau cafele, dacă mă bag acum mai nou, m-am cumpărat doză de cola, așa, reci, buni. Și până intră înăuntru și sau chestii de genul, mai fac rapid un cola, știi? O doză de aia micuță, că da. Vă înțeleg că e mult zahăr, chestii de genul și na, nu e ok. Da, nu. Asta e. Aș face un challenge. Sincer. Dacă se uită foarte multe persoane la acest videoclip, aș face un challenge cu voi. Timp de 100 de zile. Timp de 100 de zile. Să facem sport în care să notați și așa mai departe împreună. Să vedem unde ajungem timp de 100 de zile. O să fie oricum o transformare foarte, cel puțin pentru mine. O să fie o transformare foarte asta, fără cola, fără caurme, fără pizza, fără... Știi? Nu știu câți dintre voi ați renunțat. Păi eu deja abia de mănânc caurme de alea, că nu... De căldură nu prea pot să mănânci chiar așa de multe, știi? Dar nici iarna nu pot să mănânci. Pe partea de rata e sătoare, că eu nu m-am săturat, bro, de chestiile alea, adică... Mi se par useless la un moment dat, știi? Iar acum pe vară, cam pot să iei tot felul de chestii, de bol de la el. Depinde unde ținută carnea și așa mai departe. O bani aia de șaormă. Sincer, mă duc că-mi iau un pic de pui. Mă duc îl fac un sos. Dacă nu, mă duc îl fierb acolo, îl fac bun, frumos. Fac o salată, tai piepte de pui în el și acolo ești tot. Deci... Nu trebuie să... Așa urmă, la mine e un exemplu și urmă 6 euro. Sunt locații la care 8 euro, calculați-vă cam cât ar fi 6-8 euro în lei. Să vedeți cam cât ar fi. Deci, da, să fim un pic realiști, ar fi destul de mult. Sau pizza care deja, o pizza family, ca să știți de la mine, pe undeva la 18 euro. Ce pot face pe 18 euro? Mi-a luat o plecă de carne, o carne de aia un pic mai mare. Opa! Și... Ce asta? Mască? Nuclear, biometric, lol. Da, acolo nu pot intra. Mi-a luat o plecă de aia de carne. Frumos, o împarți bine pe săptămână. Normal ar trebui să ajungă după o săptămână pe alta, una de aia mare. Credeți-mă că dacă nu, deja e o problemă. Bine, dacă trăiești singur. Dacă trăiești singur, dacă trăiești cu mai mult, ai par de-a doua, știi? Dai seama că... Na, o să fie un pic cam ciudat să spui că, bă... Epi, da, aia... Poate. Un pic cam ciudat să spui că, bă, epi, da, numai o săptămână. Depinde, bro, ți le împarți. V-am zis, sunt persoane care își fac mine săptămânal cu mâncare, cu chestii de genul, să nu știe ce să mănânce, să mănâncă aia, mănâncă cealaltă și chestii de genul, știi? E... ok. Echilibrați. Deci, e ok, e echilibrați. Știi cât și caloric. Mai puternic un pic ce am zis, dar oricum n-au avut nimic pe el. Sărăcia. Mă, că l-am vrut să opresc videoclipul, fii atent ce... Băi, nebun. Lol, câte chestii pus pe aici. What the fuck? Cât zombalei, bro. La zona de asta de... Păi, zona militară, mă?
Normal. Flair. Bă, lasă mă, trebuie să mă duc să-mi iau toporul, că nu mai pot. Bro, aici e zona de militar, mă? Ia luna. Mamă, ce fain să vede luna noapte, e nebun. Când mă duc la muncă. E nebuneală totală. Uol, câte alpistațe. Nu știu ce e ăla. O, panetă, bine, bă. Ce de mână, pot să-l combin? O, ia, baneta. Bine, mă. Ia, mai avem un pic de... Acum am sperat. Nu știu ce e acolo. Bă, ești... Bună zona, mă, e de bun? Hai că e bună. Sunt... Loc și plopui n-a... N-a aer. Acum mai avem un bun. Bun. Bui. Bine, mă, că am luat cuțit, ești de bun? Na. Perfect, guys, hai că aici sunt pe primul episod. Așa că nu uitați butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Pupa!